La cea de-a 8-a ediție a Cupei Big a liceelor la fotbal în sală, care se desfășoară la Sala Sporturilor din Deva, au fost stabilite finalistele. Prima echipă ajunsă în finală este cea reprezentând Colegiul Național Sportiv Cetate Deva, care în penultimul act al competiției a învins cu scorul de 3-1 pe cei de la Liceul Tehnologic Ovidensușeanu din Călan. A doua formație calificată în meciul pentru titlu din cea de-a 8-a ediție a Cupei Big a liceelor este Colegiul Național Decebal din Deva, care a dispus în semifinale când marea surpriză cu 2-1 de echipa celor de la Colegiul Tehnic Matei Corvin din Hunedoara, deținătoarea trofeului. În urma acestor rezultate s-a stabilit și programul ultimei zile a competiției. Astfel, astăzi, cu începere de la ora 19, în finala mică se vor înfrunta Liceul Tehnologic Ovidensușeanu din Călan și Colegiul Tehnic Matei Corvin din Hunedoara. Apoi, de la ora 20, în marea finală, se vor întâlni echipele reprezentând Colegiul Național Sportiv Cetate Deva și Colegiul Național Decebal din Deva și aceste meciuri urmând a se disputa tot la Sala Sporturilor din Deva, intrarea spectatorilor fiind liberă ca și la celelalte partide jucate până acum la cea de-a 8-a ediție a Cupei Big a liceelor la fotbal în sală.